Candidatul desemnat de președinta Maia Sandu la funcție de premier, Igor Grosu, susține că este gata să-și asume conducerea guvernului, dacă va primi lotul de încredere al deputaților din Parlamentul Republicii Moldova. Noi parlamentarii trebuie să dăm un răspuns foarte clar. Fie prin nevotare vom merge la anticipate, iar în cazul în care vor preleva numărul celor care își doresc alegeri într-un timp mai îndepărtat, atunci da, noi suntem gata să intrăm repede în acțiune, a declarat Igor Crosu. Totodată acesta a menționat că de la prima ședință a guvernului în cazul în care va fi votat, va face remanieri în executiv. Nu vom oferi termeni de tranziție. La prima ședință vom face remanierele necesare și ne vom apuca de treabă. Printre acțiuni se numără și reconsiderarea cheltuielilor din buget, folosirea rațională proiectelor care sunt în desfășurare, dar și atragerea asistenței externe ieftine pentru necesitățile noastre. A explicat Grosu. El a adăugat că primul beneficiar al acestor pachete va fi domeniul sănătății. Totodată, candidatul desemnat la funcție de prim-ministru spune că va înăspri restricțiile în sectorul Horeca. Gros o menționat, înăsprirea regulilor de activitate în perioada pandemică este un subiect prioritar la care va atrage atenția. El consideră că ar trebui, cu mult limitată activitatea în localuri și impuse măsuri mai stricte pentru vizitatori. Cu privire la instituirea unui lockdown, Igor Grosă afirmă că este gata să vină să ceară în Parlament acest lucru, dacă situația pandemică va genera în țară.